Elevii intră în vacanță forțată, după cum a anunțat aseară președintele Klaus Iohannis, sunt victime colaterale ale autorităților care au ratat orice țintă în lupta cu pandemia. De altfel, e și cam singura măsură anunțată de Iohannis față de cele aflate deja în vigoare acum. Iar părinții deja încep să se revolte și discutăm chiar acum întreaga situație cu ministrul educației, domnul Sorin Câmpeanu. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenția la jurnalul. Bună dimineața! Am văzut așadar, domnule Câmpeanu, aici pe B1 TV în urmă cu puțin timp o primă reacție a părinților. Revoltați de această măsură, cum vedeți dumneavoastră întreaga situație? Da, în educație este nevoie de predictibilitate. Din păcate însă evoluția epidemiologică nu este deloc predictibilă. Este departe de ceea ce am sperat cu toții, departe de rata de vaccinare care ne-ar fi putut ajuta să ținem sub control această epidemie. Pentru că cu toții sperăm ca școlile să fie închise ultimele, așa cum declarați. Vor fi și alte măsuri anunțate în urma ședinței CNSU de astăzi și în urma ședinței de guvern care va aproba, va valida măsurile adoptate la nivel CNSU alături de cele care vizează școlile. Oricum, elevii din învățământul primar și preșcolarii din grădinițe intră în vacanță conform calendarului anunțat în data de 23 octombrie, luni. Pentru o săptămână. Această vacanță se va prelungi cu încă o săptămână pentru preșcolari și elevii din învățământul primar. De asemenea, elevii din învățământul gimnazial, liceal, profesional și post-liceal vor intra pentru o perioadă de 2 săptămâni în vacanță, începând cu 23 octombrie până pe 5 noiembrie. În cursul acestei perioade vom avea consultări cu reprezentanții elevilor și reprezentanții profesorilor pentru a vedea care este maniera optimă de modificare a structurii anului școlar, astfel încât perioada de cursuri să nu fie diminuată, astfel încât elevii să nu înregistreze pierderi din cauza acestei vacanțe. 2 săptămâni pot fi compensate, mai mult de 2 săptămâni nu vor putea fi compensate. Deci, aceste 2 săptămâni de vacanță vor începe pe 23 octombrie. Ce se întâmplă, ultima întrebare, ce se întâmplă cu acele teste non-invazive despre care tot Este un alt motiv pentru reluarea școlii în condiții de siguranță. În cele 2 săptămâni am fost asigurați că ONAC va finaliza achiziția și acele 70 de milioane de teste care au fost aprobate prin hotărârea CNSU numărul 76, vor fi achiziționate. Pentru cei care întreabă de ce este preferabilă o vacanță suplimentară, fără a se micșora durata primului semestru, în loc de intrare în online, cred că sunt aceiași care nu au auzit de importanța echității în educație și le răspund în felul următor. Din punct de vedere al vitezei minime de transfer necesare pentru predarea online, este nevoie să se poată asigura minimum 100 megabits pe secundă. Asta se întâmplă doar pentru jumătate din teritoriul României. Da.